Începem însă jurnalul cu informația acestui moment. Peste 100 de persoane au fost prinse cu droguri pe litoral de la începutul mini-vacanței de 1 mai. Ultima a fost ridicată chiar în această dimineață și dusă la audieri. Autoritățile sunt în alertă la malul mării, unde petrecerile de 1 mai, dar și festivalurile de muzică au atras ca un magnet traficanții de stupefiante. Cel mai scump drog, cocaina roz, care se vinde în Miami sau Ibița cu 500 de euro gramul, a ajuns în stațiunile de la malul Mării Negre anul acesta. You have drugs? Something no, like no, this? No, nothing like that. It's CBD. So it's is there any problem? No, problem. It's CBD, so it's medicinal in England. There's no problem like that. Despre bilanțul persoanelor prinse consumând stupefiante sau având la ele stupefiante discutăm și noi mai departe. Colega mea Cătălina Zmereca este în direct cu toate informațiile. Cătălina, au fost cazuri și în această dimineață. Oricum sunt controle peste tot și foarte mulți polițiști am văzut, inclusiv la intrările la marile festivaluri, pe străzile din Mamaia, din Costinești și așa mai departe. Bună ziua, bun găsit tuturor! O mare de controle pe litoral în aceste zile. Noi ne aflăm în Mamaia, unde, în urmă cu doar câteva minute, o altă persoană a fost prinsă cu droguri. Vedem jandarmii care sunt aici și care îi verifică pe toți cei care sunt în perimetrul distracției și care, iată, vor să intre la acest festival. Ei bine, vă spuneam că sunt foarte mulți tineri. Tineri verificați chiar aici la intrarea în festival și nu de puține ori. Jandarmii au fost nevoiți să îi ia pe acești tineri și să îi ducă în dubă, unde se face un control corporal, iar mai apoi sunt preluați de către poliție, care au și deschis dosare penale în acest caz. Mulți tineri veniți din străinătate, din Germania, din Marea Britanie sau din Turcia, au venit pe litoral pentru că aici, spun ei, muzica este foarte frumoasă și au parte și de libertatea pe care și-o doresc, însă iată că vedem că zeci de tineri au înțeles greșit această libertate și au venit cu droguri în această zonă, însă sunt foarte multe controle și puțini reușesc să intre în festival având asupra lor aceste substanțe interzise. De altfel, numai aseară, 39 de tineri au fost găsiți cu droguri asupra lor, au fost preluați de către poliție, iar în acest moment se fac cercetări. Sunt și la această oră foarte mulți tineri la acest festival. Pentru mulți este prima noapte, prima zi de distracție și va fi clar și prima noapte, pentru că vor rămâne aici să se distreze. Auzim și la această oră muzica răsună foarte tare în difuzoare. Au parte și de vreme frumoasă, așa că mulți se relaxează și dansează chiar pe plajă. Mulți însă sunt, iată, cu droguri asupra lor, iar distracția se încheie în momentul în care sunt verificați. Sunt aici jandarmii, cei de la antidrog, sunt de asemenea cei de la Direcția de Sănătate Publică, au venit cu recomandări pentru cei care fac aici, au acel cort cu zonă de mâncare pentru că au fost găsite și câteva deficiențe. Așadar, rămânem aici și revenim de îndată cu detalii. Imagini în direct.